Mamă! Una dragă, bine ai venit! Nu deci mi-am dat de fiecare seama dată mă așez pe canapeaua asta. Nu e pod, așa și da. Nu e sacou, dar eu m-am oprit până aici și n-am putut să văd mai jos. Okay. Adică m-am uitat până aici și am zis, mamă, ce sacou frumos. Am văzut că ați vorbit despre sacou, despre... Sunt chiar foarte îmbrăcată, da. Ce foarte faceți? Îmbrăcată, foarte sexy ești, foarte sexy. Ce foarte faceți frumos voi? Bine facem. Dumneavoastră, vorbiți de căței mei? Da, dar nu căței, da. Nu căței. Sunt niște copii foarte drăguți. Da. Mă fascinează pozele astea. Stai că le dăm și pe ei. Dați-le și pe ecran ca să nu se întoarcă. Nu, sunt chiar foarte, foarte cuminți, pentru că i-am crescut așa. Dar cum poți să ieși? Dar ăsta nu e cățelul meu. Păi l-al găsisem undeva pe stradă odată și l-am dus la stăpân înapoi. Ăsta e al meu. San Bernard, da? San Bernardu, Cane Corso, care are și puiuțe acum. Cane Corso nu este o rasă care trebuie anunțată? Da. Ba da. Păi sunt toți. Ai tot în regulă, nu? Am doi Rottweileri. Da. Și un Sharpei. Sharpei și el de luptă? Rottweileri și Cane Corso sunt... Și Sharpeiul poate să devină violent. Da, dar nu sunt considerați câini atât de luptă de, sau de... Violent, da. Dar nu ți-e frică cu ceilalți? Da, nici eu nu știu. Bine, oricum nu știu în general care sunt, pentru că la... Păi, ai mei sunt toți da? Foarte, foarte cuminți. Cei mai din cauza asta... cu botul, așa cum îi cheamă, care o și interzis pe aia. Aia sunt terieri. Doberman. Nu, terieri. Ce mă, nu? Bulterieri, ba da. Bulterieri, da? A, nu, Serghei zice de altul. Da, mă, au nasul unii... așa un pic de aici de sus. Da, mă, nu bulterier. Cum îi zice doamna? Adevărul este că... Pitbull, da. Pitbull, da. Eu cred că spune de bulterieri. Dar și pitbullii sunt. În fine, ideea este următoarea. Că nu e vina cățelului, indiferent ce se întâmplă. Păi, doamne, cățelul este așa cum îl crește omul. Uite-te, eu sunt un exemplu foarte bun. Am, pot să spun, o haită. Și pot să ies cu ei cu toți, fără lesă, pot să vă garantez la asta treaba asta, deși, într-adevăr, se spune că nu știi niciodată cum poate să reacționeze animalul, într-adevăr. Dar eu aș putea să garantez că eu pot să ies oriunde cu ei fără lesă, nu pleacă de lângă mine niciodată, pentru că sunt educați în așa fel, nu se ceartă între ei, nu se bat și nu ar sări la nimeni pe stradă. Dar să zic că orice stăpân ar garanta asta până la proba contrară. Da, fiind împreună. Păi da, mă, dar sunt într-un fel dresați, că sunt oameni care știi că la copii, lasă-l să facă, lasă-l să facă. Nu, nu există așa ceva cu... Am vorbit prieteni care chiar lucrează în domeniu, ca să zic așa, și care, când eram la Playboy, mă rog, aveam o rubrică cu animale, mă rog. Așa, au dat cu iepuraș, cu ce fel de aia? Nu, cu iepuraș, da. Unul dintre amicii noștri de atunci avea căței chiar Cane Corso și au zis, dom'le, dacă vrei, nu știu ce, era și instructor, mă rog. Care la fel spunea, domne, bag mâna în foc că nu se întâmplă nimic cu ei, dar uite că se mai întâmplă. Nu știi și niciodată, și așa e, nu zic, știi. Domne, nu m-aș fi așteptat da, în da, vecii vecii. Da, da. Exact cum spui tu acum. Așa este, nu știi niciodată, tocmai de asta trebuie să-ți iei toate măsurile de precauție. Da, se pare că dacă ești încolo, ei nu mai răspund la comenzile. Nu există să nu răspundă la comenzi. Așa era o bârfă. Și am avut toată bărocă. Dacă te simt, sunt câini care sunt rase corcite care se atacă. Asta nu mai vorbesc cu... Cum e Dobermanul, că Dobermanul a fost făcut ca să prindă negri și cu toate alea, care dacă te prinde într-un moment slab sau în asta, te atacă. Chiar dacă e stăpânul lui. Nu, eu nu vorbeam că atacă stăpânul. Vorbeam că nu mai ascultă de stăpân și atacă... atacă și pe... Dar și el, cum spui și tu, are un stimul, probabil. Îl sperie ceva. Așa este, dar... nu știi niciodată. Aude o mașină, trece ceva pe lângă el, nu știu, o pasăre, ceva, orice. Se pare că lângă cineva lângă te amenință exact pe tine. Exact, îi se pare ceva și, într-adevăr, tocmai de asta de fiată când ies, deși nu ies foarte des, pentru că ei nu ies din curte aproape niciodată, au destul loc acolo unde să se joace, îi mai duc în spate la râu, în spatele casei alor mei, dar în rest pot să spun despre ei că rasele astea rele. Mă, așa s-a întâmplat. I-am luat pe rând. Saint Bernard, de exemplu, l-am găsit într-un pet shop în București, mi-era foarte, foarte milă de el și l-am luat de acolo. Cane Corso, am fost până în Iași să-l iau. Mi-am dorit foarte ei mult sunt acest de luptă câine. Pur sânge, da. Mi-am dorit foarte, caros, foarte mult acest câine și l-am luat din Iași, de la o canisă. Uh-huh. Așa. Rottweilerița fetiță, am luat-o dintr-un târg de aici, de la noi, din București. Băiatul este al mamei mele, Rottweilerul băiatul. A, deci așa s-a nimerit, nu? Da, cumva, da, așa s-a nimerit. Dar acum, trebuie să vă spun, am puiuți de Cane Corso, deci sunt superbi. Nu știu, mă gândesc să păstrez și unul. Uite, doamne! Da, îi vând normal. Câte ajunge până acolo? Sunt 7 căței. Nu, și cât e unul? Vreo 1000 și ceva? Păi sunt amândoi părinții cu pedigree, vreo 500 de euro, cam așa. 500,
Dar păi trebuie doar că nu sunt ai mei, deci fetița nu este a mea, eu am băiatul. Păi sunt parte, nu știu cât. Da, dar eu am doar doi puiuți. Doi puiuți, da. Păi ea mai multă la care are fata. Da, 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 care are păi fetița, și cum vrei exact să faci? Vrei să anunțăm acum dacă vrea cineva? Sau dacă vreți deja puiuți, da, puteți să-mi scrieți mie pe Instagramul meu, acolo, în particular, să-mi scrieți mie. Dar îmi doresc foarte mult să dau căței unor familii iubitoare, e foarte normal, important. Mai ales dacă sunt mici, dacă cresc în preajma copiilor, ei sunt foarte buni. Deci sunt prieteni foarte, foarte buni cu copii. Instagram, Raluca, cum e contul? Raluca oficial, cu capa, cu doi de fâ legat, așa. Am înțeles. Deci cine vrea, deci cât ai de am dat? Văzut că și voi doi v-ați anunțat acolo, Instagram-urile. Cred că îi dai pe toți, nu? Pe sunt nu, șapte, da, pe toți. Și restul s-a nu, îți dai seama că dacă stăpânii, mai mulți. Cel care are femela, în cazul în care nu-i dă pe toți, îți dai seama că în cazul în care vrea cineva, eu îi păi dau un număr de telefon să meargă. Foarte mulți, da. Normal. Că sunt șapte, îți dai seama. Sunt șapte, doi sunt ai tăi, cinci sunt ai lui, dar... Da. Dar eu mă gândesc să păstrez unul, nu știu. Păi de asta te-am întrebat, cât dai tu, unul sau doi? Ai deja... Știu, dar sunt atât de frumoși, deci nu-mi vine să-i dau când mă duc. Când mă duc, am cinci. Când bine, mă duc așa dacă să iau vă doriți brațe, măcar unul, scrieți Raluca pe contul de Instagram, Raluca oficial, cu doi de fă, nu? Sunt superbi, deci sunt îți vine să-i mănânci așa. Cred că nu mai dă niciun. Nu-i mai scrieți că nu mai dă niciun. Lăsați. Scrieți pentru ceilalți cinci. Da, nu, scrieți-mi ok, că vreau... Din contră, mai cumpără unul. Mai cumpără dacă aveți unul de fă.